Comuna Mehedința, Năbraniștea, este una dintre cele mai importante bazine legumicole din județ. Culturile de castraveți sunt la mare concurență cu cele de pepeni. După ce anul trecut legumicultorii din localitatea mehedințeană s-au văzut nevoiți să-și lase marfa în câmp din cauza prețurilor mici, anul agricol în curs le-a adus venituri pe măsura așteptărilor. Am poposit în localitatea mehedințeană Braniștea la vremea culesului de lubenițe. Pe suprafețe întinse, la margine de sat, oamenii adunau roadele muncii de peste an. Prețul bun pe care îl obțin prin vânzarea angro a castraveților și pepenilor la Timișoara, dar și la mese, în piețele din Drobeta, Turnu Severin, îi fac să declare cu inima deschisă că anul agricol este unul profitabil. Fac agricultură de când să știu, căci așa au deprins de la bunicii și părinții lor. Culturile de castraveți pe suprafețe întinse umpleau grădinile localnicilor din cele mai vechi timpuri. Existau solarii în Braniștea și în timpul regimului comunist. Legumicultorii de astăzi își amintesc de profiturile bune pe care le obțineau familiile lor. Am avut și pe timpul lui Ceaușescu solar. Părinții mei aveau și rudimentar, cred că. Dar au avut și servici, dar au mai pus pe lângă servici, s-au mai ocupat și cu solar. Și cum arăta solarul atunci? Din ce era făcut? Atunci era făcut din lemne, nu mai era ca acum din șpalier, din țavă, moderne, cum le avem. Atunci, mergea și atunci? Mergea mai bine atunci așa. Atunci era prețul că era concurență mare, era statul și la om lua cei de la oraș că ziceau că este mai de calitate, marfa de calitate. Deci m-ați născut într-o familie care practica legumicultura și duceți mai departe tradiția. Astăzi, pe pământurile moștenite de la bunici, continuă să facă legumicultură. E îndeletnicirea pe care a învățat-o de pe vremea când era copil. A încercat o vreme să cultive pepeni, dar s-a întors la cultura de castraveți pe care o practică și astăzi. A mai încercat și cu conopidă și varză, dar castraveții sunt cei care au primat din totdeauna. Deja prima cultură a fost recoltată și ultimul transport a luat calea piețelor. Iar acum, în solariile familiei, se pun noi răsaduri pentru producția de toamnă. Principala cultură care vă ocupați este cea de castraveți. Cum au mers castraveții anul acesta? Asta a fost mai bine, s-a plătit mai bine, prețul mai bun la ei. Dar au fost ani care nu ne-am scos nici investiția. Pe ce suprafață ați avut castraveții cultivați? 10 ari de solarii. Și plus avem în câmp, nu vedeți, conopii, dar și mai avem și varză. Asta e cu agricultura, nu avem servici, nu avem nimica. Și încercați în fiecare an să mai introduceți câte o cultură, ceva așa? Încercăm câte o cultură, ceva mai nou, mai... Acum... De la fiecare, trebuie că să vă și documentați că fiecare cultură are punctele, hibele... La camera agricolă să fie câte un inginer de specialitate să ne mai spuie și pentru soiuri mai noi, mai... Acum... Dar de obicei sunteți obligați să vă documentați singur, să vă informați singur. Singur ne documentăm, nu... Mai luăm informații de unde cumpărăm sămânța. Și câteodată mai greșesc și ne mai dau sămânță să fie și mai atenți, că uite, vă zurăsc cum mai este prin ea care nu trebuie să fac acum. Ea, soiul de conopidă trebuie să învălească prin septembrie, nu luna lui iulie. Din cauza seminței, care nu e întotdeauna foarte bună? Ori din cauza seminței, ori din cauza temperaturilor ridicate. A fost ceva problemă cu... este din temperatură. Dar conopida este o cultură. Este o cultură pretențioasă, conopida. Este foarte pretențioasă și acum înainte se făcea mai timpuriu, acum se face foarte târziu din cauza temperaturilor ridicate. Ea merge la o temperatură mai scăzută, când începe să scade temperatura, atunci trebuie să pornească la înflorit. Între cultura de castraveți și cea de conopidă, care primează? A de castraveți, solariile. Și munca este mai mare acolo? Este mai mare. Cel mai greu este, acum sunt substanțele foarte scumpe și la piață e mai greu de valorificat. Dacă nu ai producție ca lumea și calitate, e mai greu de valorificat. Ne spuneați că deja ultimul transport de castraveți a mers la piață. Unde mergeți și vă vindeți? La Turnul Severin mergem și îl vindem. Urmați acum să intrați în solarii, să le pregătiți pentru cultura de toamnă. Da, acum urmăm și prin luna lui august, pe 15, pe 20, începem să culegem.
Bine, într-o lună de zile sperăm să ieșim cu cultura a doua. Vă gândiți să vă dezvoltați, să pe lângă castraveți, conopidă și varză, să mai testați și alte soiuri, alte culturi? Eu cu ăștia sunt învățat, numai poate lubeniță, am mai pus lubeniță și lubeniță puneam înainte, dar acum nu mai sunt decât eu cu soția, copiii nu mai rămân acasă cu noi, pleacă la oraș toți, rămânem decât noi, decât eu și cu ea. Cine mai muncește decât noi doi? Mai greu. Deci satul este cam îmbătrânit, că copiii nu mai vor să mai stea la țară. Nu mai sunt tentați să continue tradițiile familiilor. Nu mai, că pleacă la oraș. De câțiva ani buni, culturile de lubenițe au început să se întindă pe suprafețe din ce în ce mai mari, în comuna Braniștea. Oamenii locului au bătut drumurile Olteniei. Au mers la Dăbuleni pentru a învăța de la cei mai destoinici agricultori cele mai ascunse secrete ale culturii de lubenițe. Așa au apărut pe câmpurile din localitatea mehedințeană suprafețe întinse de pepeni. Marin Livișor este unul dintre cei care au mers în urmă cu 15 ani în orașul de la Dunăre pentru a afla direct de la producătorii vechi de lubenițe tainele cultivării. Avea pe atunci 25 de ani. Era un tânăr cu aspirații înalte. A întrebat, a aflat tot ce se putea afla și s-a întors în satul natal și a sădit pe pământurile primite moștenire primele răsaduri. Pe ce suprafață ați cultivat în acest an lubenițe și dacă este singura cultură pentru care ați optat? 5 hectare. Am mai pus grâu, ors și porumb. Spuneați că în afară de lubenițe aveți și pepene galben, dar ați ales să-l puneți în altă parte, da, în această dată? Da. Avem un câmp, un deal, cum se zice la noi aici, așa. Pe ce suprafață aveți pepenele galbene? Un hectar. Cum este producția în acest an a pepenilor? Este bună? Prețul e bun? Cum merge anul ăsta? Având în vedere, bună nu prea e, că uitați cum nu s-au făcut mari, dar prețul a fost bun. Prețul a fost bun, până în momentul de față. Ca să-i scoateți așa de vreme, că totuși lubenițele, cu ani și ani în urmă, prin august apăreau, ați optat pentru cultivarea sub tunel, nu? Da, în spații protejate, cum se spune. Da, la tunele. Aia se plantează în câmp în aprilie, între 5 și 10 aprilie le punem. Și prima recoltă când se obține? Anul ăsta, de exemplu, pe 25 iunie. Pe 25 iunie ați fost cu primele lubenițe pe piață. Da. Unde mergeți să comercializați lubenița pe care o produceți? Păi la masă, așa, la cuțit, cum se spune, românește, la Severin, la turnul Severin, iar la Angro, la Timișoara. Prețul la Angro e un preț bun pentru ceea ce, da, ce marfă? Un leu kilogram am prins până acum. Nu știu ce mai fi, că n-am mai fost acum. De o săptămână n-am mai fost. Acum, de seara ajuns, mâine, la noapte o să ajung acolo, nu mai știu ce preț o fi. Dar cred că tot așa, nu știu, să pierdem. Care este secretul ca lubenițele să iasă mari, frumoase, să aveți o producție bună și un preț pe măsură? Secretul este, prima fază, clima. Dacă clima ajută, e foarte bine. Deci, clima a ținut în acest an cu dumneavoastră? Nu. Deci, de exemplu, la tunele, uitați acolo, au fost frigurile la atunci. Frigurile și ploile și le-a cam... Deci, le-a stresat rău, a fost... Deci, practic, le-a îmbolnăvit. Deci, nu știu ce să... Și secretul e ca să iese mai timpurii ăștia cu tunelele, cu spații protejate. Cum v-ați apucat să puneți primele culturi de lubenițe? Când se întâmplă asta? Bun, acum 15 ani în urmă, aveam de la 25 de ani. În vechi, am fost la Dăbuleni pe acolo, am văzut care e problema și de vreo 15 ani pun eu. Pe acolo ați învățat primele tehnici? Da, la Dăbuleni am fost. Rămâneți să optați doar pentru culturi de pepeni și pentru cultură mare, nu? Da, tot așa. Nu vă tentează să începeți cu roșii, castraveți, ce mai merge preș prin zonă? Nu, că ăștia mi-a intrat mie. Așa sunt pentru mine ca vânătoarea, un hobby, lubenița. Își face deja planuri pentru anul agricol ce va urma. La anul o să merg pe altoite aici. Văd că îmi face probleme cu pământul. Asta, de exemplu, aici la mine este ibrid. Și la anul o să merg tot pe acela soi, dar altoit, că alea nu se îmbolnăvesc. Pe un teren învecinat, un alt cultivator de lubenițe face bilanțul. Sunteți un alt producător de lubenițe de aici, din Braniștea. De cât timp faceți astfel de cultură? Cred că despre 20 de ani.
Peste 20. De când ne-am născut. Părinții dumneavoastră se ocupau tot așa? Da, se ocupa și cu așa ceva. De unde învățaseră? Că bănesc că nu e așa simplu să te trezești dimineața și zici mâine pun lubență. Zic, cred că obișnuința. Trebuie să te înveți. Să faci orice. Păi, bănesc că sunt niște secrete pe care, sau niște treburi pe care trebuie respectate. Până și niște secrete, dar așa nu se spune. Da, nu se spun, sunt secrete, secrete rămân. Da, da, niște secrete care nu se spun la nimeni. Pe ce suprafață cultivați astăzi lubeniță și pepene? Aici, 2 hectare și ceva și mai avem în vale care aproape sunt gata, iar 2, aproape vreo 6 pogoane. Da. Cum este producția în acesta? Cum i-a mers pepene? Mulțumiți, foarte mulțumiți. N-au avut boli, n-a trebuit să luptați cu nimic. Îi îmbolnăvesc acum, na, ca fiecare, ca și om. Dar ies mai repede față de când eram noi copii. Lubenițele, timpul lor venea în august, acum... Mazele la tunele, exact ca și soloarele. Le udăm, le tratăm. De aceea ieșiți prima dată cu ei cam în ce perioada anului? Acum, cam târziu, cum a fost anul, așa, am ieșit cam prin 10 iunie am ieșit. Destul de bine. Prețul a fost bun? Ați prins un preț bun? Foarte bun. Cât se vinde acum la îngrou kilogramul de pepene? La Sevil, domnule. E la masă 2 lei, la îngrou 8-10, depinde. 80 de bani, 90 de bani la îngrou. Da, da. Cam mai ieftin. Da. Păi, na, ca să... Și așa mergeți în rest cu ei, îi vindeți în piață, în piața în Severin, dacă nu-i dați la îngrou? Dăm și la îngrou, dar dăm și la masă. Dăm. Avem masă chiar în Mircea, închiriat. Se predează mai mult să dai la îngros sau să mergi la masă? Că e mai mult câștig, 2 lei. Poate să la de îngros 8, 1 leu, de la 1 leu în jos. Între calitate, cum eu sunt așa mari, merge la 1 leu. Între lubeniță și pepene galben, care dintre cei doi sunt mai pretențioși, mai greu de adus la maturitate, de adus pe masă, la piață? Cum să vă zic eu, pepene. Pepene, da, trebuie să ai mare grijă în ploaie, să îi întorci, că să pătează, să strigă. Nu stau pe folie. Dacă ar fi să o luați de la capăt și v-ați mai întoarce acum 20 de ani în urmă, v-ați mai apuca și ați mai cultiva pepene? Da, e, pentru că e simplă, e cea mai ușoară muncă. E o cultură ușor de întreținut. Da. Și cu profit garantat de multă. Acum câteodată mergem, ia să știu, câteodată mergem cam la egal. Da, dacă ne-am obișnuit cu ele. Pământul vă ajută? Este un pământ nisipos? E bun, da, pentru cum? E foarte bun. Aici avem fântâni, avem față de, cum le puneam în deal, acolo trebuia să cărăm cu cisterna. Da, era mult mai greu. Era mult că era cheltuială. Era motorină, benzină. Dacă, în afară de cultură de pepene, mai aveți și altceva? Aveam acasă 18 ani de solar. Și solarii ce a spus anul acesta? Am pus castravii, roșii. Anul trecut oamenii din Braniște au aruncat castraveții pe câmp, a fost producție bună, prețul mic. Bun. Ce s-a întâmplat? Anul acesta a fost mai bine? S-a căutat, nu știu care a fost treaba. Și ați zis, gata, anul ăsta și ați mers pe castraveți, nu? Noi, la noi nu prea pierdem, că avem mașinile noastre. Și mergeți cu ei oriunde în țară și nu aveți probleme. Da, da. Și cum, ați recoltat acum castraveți? N-au transport. Dacă nu mai vin cumpărători să cumpere, cum să le iei? Să facă cu ei. Da. Cultura de pepeni e considerată de cei care o practică ca fiind cea mai ușoară muncă, așa că după modelul dăbuleniului doljan, din ce în ce mai multe terenuri din comuna mehedințeană Braniștea sunt cultivate cu lubenițe și pepeni. Comuna noastră este recunoscută pentru o legumicultură performantă, cu oameni pregătiți care au scos și scot pe piață produse de foarte bună calitate. Și când spun produse, mă refer la, în primul rând, la cultura de castraveți în spații închise și în câmp liber, cultura de roșii, vinete și așa mai departe. Nu mai prejos de cultura castraveților și a celorlalte legume care le-am enumerat, este și cultura pepenilor verzi și galbeni, care de asemenea, începând cu luna martie, se fac răsadurile în sere închise, după care se plantează în câmp, de asemenea pe etape, începând cu spațiile protejate până la cultura cu bobul după semănătoare.
Legumicultura este o tradiție veche în această comună. Spuneați dumneavoastră că lucrurile au evoluat. În ce sens? Oamenii și-au performat tehnicile de cultivare a legumelor? Oamenii au evoluat, în primul rând, prin calitatea semințelor performante, care le-au înlocuit pe cele vechi, tradiționale, prin calitatea utilajelor și performanța utilajelor cu care își lucrează pământul, care dă o productivitate mult mai mare și o calitate superioară și forța de muncă calificată, care de la un an la altul s-a specializat în domeniul respectiv. Ați avut solicitări pentru dezvoltarea afacerilor pe fonduri europene din partea micilor fermieri? Există o serie de proiecte în derulare la data prezentei pe legumicultură și pe cultură mare. La ora actuală sunt pe AFIR și se derulează în cele mai bune condiții. Nu numai legumicultura este sursă de existență pentru oamenii din Braniște, ci și cultura mare și creșterea animalelor e drept într-o pondere mai mică. De ce au pierdut aceste două ramuri ale agriculturii teren în fața legumiculturii? Teren nu putem să spunem că au pierdut aceste ramuri. Poate puțin creșterea animalelor în favoarea legumiculturii și a culturii mari, culturii cerealiere. La data prezenței dumneavoastră aici, câmpul arată foarte bine, culturile de porumb de floarea solului sunt excepționale, abia s-a terminat recoltatul orzului și al rapiței, unde producțiile au fost semnificative, că nu s-a mai întâlnit de ani de zile, și acum se derulează treieratul grâului. Unul dintre agricultorii din Braniștea vorbește despre producția bună la cereale, pe care a înregistrat-o în acest an. La Braniștea numai legumicultura și pepenii sunt preocupările oamenilor care își duc traiul aici, ci și cultura mare, cea de floarea soarelui, de porumb. Dumneavoastră sunteți unul dintre agricultorii care cultivă floarea soarelui și porumb. Ce aveți în acest an, în afară de aceste două culturi mari? Grâu, pe care tocmai l-am recoltat, floarea soarelui, porumbul. Astea sunt principalele culturi pe care le însămânțăm an de an. Cum a fost producția de grâu în acest an? Am înțeles că a fost o producție bună, că a fost un an bun agricol din punct de vedere al culturii de grâu. Față de anii precedenți a fost un an foarte bun, nu bun, ne-a ajutat și clima, într-adevăr. Producțiile au variat între 4.500 kg pe hectar și chiar 6.000, unde a avut condiții mai bune. Aici mă refer la cantitatea de îngrășăminte mai multă, zona în care a fost pus, probabil a fost ploaie și mai multă și cam astea ar fi. Și la porumb se preconizează la fel o producție destul de bună. Floarea soarelui față de anii precedenți este tot bună, ne așteptăm undeva la peste 2000 de kilograme la hectar producție. După felul în care se prezintă la această oră. Exact, exact, exact. Ați încercat și cultură de hibrid sau mergeți pe tradițional, pe sămânță tradițională? Sămânță tradițională, sămânță tradițională. Există la nivelul comunei Braniștea și fermieri care au cultivat floarea soarelui modificată genetic, cum îi spunem noi aici, dar necesită mai multe tratamente, mai multă îngrijire și clima trebuie să fie mai favorabilă pentru a da producțiile estimate de furnizori. Ce faceți cu porumbul și cu floarea soarelui pe care le recoltați de pe terenurile noastre? Floarea soarelui o comercializăm în județul Dolj, comuna Plenița. Este un furnizor, să zicem, la rândul lui, care ia așa ceva. O ducem, o recoltăm. Prețul este bun pe care vi-l oferă pentru floare. Da, este. Acoperă costurile de producție și mai rămâne și un mic profit acolo. Porumbul? Păstrați pentru animale sau? Porumbul, da, e mai mult pentru consum intern. Avem și producători care cultivă suprafețe mai mari de porumb și iar la fel au contracte încheiate cu diverse firme și îl comercializează. Agricultura este la ea acasă, la Braniștea. Sursă de supraviețuire, uneori aducătoare de profit, munca câmpului îi înnobilează pe oamenii locului, care vor să ducă peste tot în țară faima castraveților crescuți în solariile lor, dar și a pepenilor.